Suntem la Biserica Creștină Baptistă din Chiuiești, în noua locație, pentru că din acest an vom vorbi pe parcurs de lucrul acesta. Vechea biserică, vechea clădire se va dărâma, care a fost construită în 1932-33 și fratele pastor, biserica, a luat hotărâre și prin ajutorul fraților din străinătate vor construi un nou locaș. Până atunci se adună în sala de mese, în sala de festivități, să zicem mai bine așa, și aici se adună biserica, spațiul este destul și Domnul să ajute pe frasca și noua biserică, noua clădire a bisericii să fie o binecuvântare a lui Dumnezeu. Stăm de vorbă aici în ziua de 6 august 2024 cu fratele Aurel Boșca, pastorul Bisericii Baptiste Creștine din Chiuiești și președinte al comunității Bisericilor Creștine Baptiste de Cluj. Domnul să-l binecuvinteze. Fratele s-a născut într-un centru baptist cu o vechime destul de mare, s-a născut la Cehei și am vrea să discutăm și despre lucrul acesta. Fratele a mai trecut printr-o experiență când era în armată, a prins Revoluția, dacă posibil să zicem așa, sau evenimentele din 1989. Despre toate acestea vom vorbi cu fratele Aurel, dar întâi să se prezinte și să ne spună cine este, când s-a născut și să ne vorbească puțin despre Biserica din Cehei. Numele meu este Aurel Cornel Boșca. Așa cum spunea fratele pastor, sunt născut la Cehei și uneu Silvaniei, dintr-o familie de oameni credincioși. Tatăl meu, chemându-se Grigore, a plecat la Domnul, mama încă mai trăiește, o cheamă Maria. Bunicii mei, de asemenea, credincioși. M-am născut în 29 noiembrie 1970. Am copilărit în Cehei, școala generală am făcut-o în localitate, apoi liceul în Șumleu, Silvaniei. Aici, în Cehei, l-am cunoscut pe Domnul, în biserica. Domnul era o biserică și este o biserică de referință pentru bazinul Măgurii, Șumleu, Silvaniei. Am crescut acolo, am început să slujesc acolo, fiind implicat în formațiile muzicale ale bisericii, de la fanfară, cor, tineret și așa mai departe. Apoi, în anul 1987, 11 septembrie, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului, tot în Cehei, fiind botezat de fratele păstor Mihai Hușanu. Și apoi, sigur, după liceu, m-am căsătorit în 93 și după care 93 toamna am plecat la seminar la București. Deci pentru mine biserica din Cehei pot să spun că a fost locul unde l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, locul unde am crescut din punct de vedere spiritual, locul unde am slujit, am învățat slujirea împreună cu frații de acolo și mulțumesc Domnului pentru biserica de acolo și pentru frații de acolo care m-au ajutat să cresc din punct de vedere spiritual. Am vrea să spun că a fost, pentru că am trăit în Cehei doar 22 de ani și deja sunt pastor în Chiuiești de 24, deci e un pic de... Jumătate. Mai mult de jumătate. Dacă mai punem și partea aia altă unde am fost pastor de asta. Da. Biserica din Cehei, după datele care le avem, s-au format în 1914. Dumnezeu spunea că părinții dumneitale, bunicii dumneitale, toți au fost credincioși, baptiști și a lăsat o frumoasă moștenire că generația următoare îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Ce reperi ai totuși acolo în Cehei? Biserică de renume, de referință. Dacă a rămas imprimat ceva din copilărie în această biserică, cu o vechime destul de mare? Au fost foarte multe evenimentele și personalități care au fost acolo, sigur. Eu, din câte mi-amintesc, păstorul care
m-a luat în brațe și a cerut binecuvântarea. În ianuarie a fost 1971, a fost fratele Andrei Buzan. A fost păstorul care eu l-am prins și sigur că l-am cunoscut și am colaborat cu dumnealui, deși eram tânăr, până ce Domnul l-a chemat acasă. Sigur că o perioadă a fost plecat la Timișoara, la copii și acolo plecat acasă, dar dânsul a stat în CEI, fiind și un pic de rudenie cu noi, după sora tatălui meu, care era căsătorită cu cumnatul fratelui Andrei. Și, deci a fost o perioadă frumoasă. Oamenii lui Dumnezeu care au fost implicați în lucrare, dacă ar fi să amintesc așa, oamenii care au contribuit la creșterea din punct de vedere spiritual al bisericii, pe lângă fratele Andrei, a fost fratele Moraru Marin, multă vreme păstor al bisericii din Zalău. În timpul dânsului m-am și botezat eu. Au fost fratele Daniel Chereji, a fost fiul al bisericii, sigur, sigur, coleg cu mine, prieten, foarte bun colaborator, foarte mult de care m-au legat și mă leagă amintiri frumoase. Da. Hotărârea Domnului este a Domnului și chiar dacă noi avem durere în inimă, asta a fost voia Domnului. Și au mai fost și al Titus Miheț. O perioadă a fost păstorul bisericii când păstorea și în Zalău și mi-aduc aminte că venea iarna, vara, pe ploaie, pe frig, pe vânt, nu avea mașină, venea cu trenul și venea la biserică. Iar o altă mare parte, tot din copilărie, după fratele Buzan, imediat a fost păstor din Cluj, fratele Sidea Vasile. O mare parte, da, mare parte. Și fratele, cu ce venea din? Tot cu trenul? Tot cu trenul. Dânsul a avut și mașină, dar mai mult venea cu trenul. Mi-aduc aminte, așa, în Crâmpei, venea cu trenul noaptea și pleca seara. Și ca să ajungă la Cluj, pleca la Sărmășac și era la seara la 9:30 un tren, la Sărmășac, Zalău, Dej, Cluj. Deci toată noaptea făcea din nou până acasă, până în Cluj. Deși distanța dintre Șimleu și Cluj e în jur de 100 și ceva de kilometri, dar n-având alt mijloc, venea cu trenul. Și mi-aduc aminte că mergeam cu dânsul. Și nu numai noi tinerii, dar tineri în special, dar și frați din biserică. Și îl conduceam până aproape la gară. Se urca în tren și apoi făceam cu mâna și pleca. Deci au fost momente foarte faine. O biserică vie, o biserică plină, mare. Vorbim de perioada comunistă, când exact, o acuzăm că a fost o... Exact. Pentru mine, perioada comunistă a fost o perioadă de înflorire a bisericii. Sigur că eram șimleu cehei, nu umblam foarte mult, doar la bunici în Baia Mare și așa mai departe, în zona Șimleului, dar mi-aduc aminte de momente foarte frumoase. Momente foarte frumoase în biserică. Biserica, cum spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, biserica creștea, da, se întărea și se înmulțea. Erau boteze, când m-am botezat eu, 11 septembrie 1987, am fost 22 numai de tineri. Din biserică au mai fost câțiva și din jur, dar numai tineri, fără alți câțiva care erau puțin mai în vârstă. Frumos. Spune, dacă ai mers în armată în 89, să spunem așa, adică toată copilăria, tinerețea, a fost acolo, în biserica din Cehei. Vorbește puțin despre misiunea, dacă tinerii mergeau în misiune, cum mergeau, câți erau, cum... Deci au fost momente extraordinare. Mergeam în misiune. În biserica din Cehei, sigur, și înainte de a mă boteza, în 87, aveam grupuri de laudă în biserică. Era fanfara. Era cor de tineri. Era cor mare mixt, era cor bărbătesc. Și mi-aduc aminte, mai spun lucrul ăsta așa acum, noi avem în fiecare, eu în fiecare seară avem o activitate la biserică. Am luat și bătaie, că l-a lăsat pe tata, de la părinți, că lăsam pe tata cu sapa pe câmp și eu mă duc la biserică. Și el, acum tata vroia să-l ajut și eu vroiam, dar când era timpul de biserică, asta era.
Am fost foarte mult în misiune, atât cu fanfara, mi-aduc aminte de ieșiri la Breb, la Cuceu, care au fost așa puțin mai departe, mers cu mașini, în condiții, nu ne interesa doar să mergem. Apoi am avut un grup de băieți cu care plecam în misiune, tot în toată zona aia și nu numai, și mai departe. De multe ori mergeam cu căruța cu cai. O familie avea doi cai și o căruță și amenajau. Și nu ne interesa că eram pe cămașă, eram, când ajungeam, eram plin de păr de cap, cum mergea calul, havul cu frecată. Nu, era bucuria aia de a fi și într-o duminică făceam 3 sau 4 biserici. De exemplu, dacă mergeam la Jubou, Cuceu și era lângă Cuceu... Domnie? Nu Domnie, în partea asta, la altă, spre Zadău. Spre Zadău. Breb? Nu, asta era altă. Breb, Craca, era altă misiune și Jacques Podănești, după aia, zona aia acolo. Dar înspre Zadău, unde e fratele Ken de păstor. Popeni acum, dar atunci nu era Popeni, că era altfel. Cea, dar acum ai Popeni. Da, în Popeni și erau 3 biserici cu căruța peste deală. Din Cuceu, atunci nu era drumul ăsta asfaltat, frumos. Știu că mergeam de multe ori cu fanfara la Cuceu și de la gara pe jos și drumul era cu apă, cu noroi. Noi cu instrumentul în mână, copii fiind spre casă. Poliția v-a întâmpinat deodată? Sau? Deci am auzit că înainte, da. În perioada aceasta, nu. Deci, un eveniment care se petrecea atunci, fanfara din CEI și nu numai, dar aveam cumva un respect din partea autorităților. De ce? Eram tânăr, cântam în fanfară și fanfara din CEI era solicitată de către autorități la diferite evenimente care erau în Șumleu. Fie era depuneri de coroane, fie era 23 august, fie era 1 mai, la 1 mai mai puțin, dar sau dacă erau votări. La votări mi-aduc aminte că era solicitată fanfara la ora 5. Votările începeau la 6. Dar la ora 5 fanfara să iasă în stradă și pe străzile comunei și a orașului să cânte, să trezească oamenii să meargă la vot. Interesant. Și sigur că nici noi n-am opus rezistență în perioada. Sigur, eram un tânăr, un copil. Dar frații noștri au găsit de bine de a ajuta autorul și ei n-am avut. Deci n-am avut, din ce știu eu, am auzit că înainte au fost și persecuții și fanfara ca foluată a fost sequestrată, a fost dusă, frate de fanfară dus și, sigur, luat la întrebări și reținut pentru o perioadă. În perioada cât am fost eu, nu știu de așa ceva. Știu de o colaborare destul de bună, sigur, respectând limitele și principiile Scripturii și a Cuvântului Dumnezeu. O colaborare bună. Din 85 a început perestroica în Rusia și mai slăbit și românii. Cât au slăbit, mă rog. V-ați făcut mare, ați mers în armată, ați mers într-o lume și v-ați întors într-o altă lume. Povestiți-ne puțin cum a fost perioada aceea în armată și ce a simțit soldatul că se întâmplă atunci în România, în decembrie 1989. Am plecat în armată în 21 septembrie 1989. În iunie am terminat liceul, m-am angajat, că atunci așa era. Da. Angajat pentru o perioadă, cred că am lucrat foarte puțin, poate în jur de o lună. În 21 septembrie a fost încorporare, am încorporat la INEU de Arad. Acolo am făcut toată armata. Sigur că după perioadă, de o lună, după jurământ, am rămas acolo. Am avut și dificultăți în sensul că deci am fost cooptat în plutonul de radiotelegrafiști, Morse. Și dacă ai ureche muzicală, te punea la un test și totdeauna cei care eram din biserici unde se cânta, erau cooptați pentru așa ceva. Sigur că asta a fost bine pentru mine, într-un fel, dar în același timp am întâmpinat sau așa greutăți din partea ofițerului contrainformații. Pentru că ei totdeauna, noi eram foarte supravegheați. El știa absolut totul despre mine. La un moment dat țin minte că undeva, cred că în noiembrie, a fost congresul. Da.
înainte de evoluție, da? Și eram împreună, eram cu comandantul nostru, un locotenent major, venit nou, foarte priceput, învățam foarte bine, și a venit comandantul unității, comandantul de baterie și domnul de la contrainformații și l-am întrebat, trebuiau dublate toate posturile, atât gardă, cât și comunicațiile. Și s-o să ridice în picioare, deci l-a întrebat pe locotenentul nostru, cei mai buni doi dintre ăsta. Și locotenentul m-a ridicat pe mine și pe încă unul. Și contrainformații a zis, nu, tu stai jos. Știi? Și au început să râdă toți. Și am înțeles pe urmă că l-am întrebat pe comandantul nostru de pluton, de ce? Și a zis, mă, tu ești de la Pocăiți. Și nu acceptă ca cei de la Pocăiți să fie în astfel de momente, în astfel de posturi. Că voi vorbiți cu americanii. Apar n-aveam de atunci când poți vorbi cu primorse, cu americanii. Dar asta a fost ideea și... Dar după Revoluție, Domnul mi-a deschis ușa și m-am dus acolo și am stat toată perioada aceea acolo, la un depozit de muniție, undeva în Almașul de Arad, unde mi-am petrecut cea mai mare parte a armatei. M-a pregătit Domnul un loc frumos, liniștit, să pot merge la biserică, să cânt la fanfară în fiecare duminică și așa mai departe. Acum, sigur că Revoluția a venit în decembrie, eu mă pregăteam să merg la biserică. Era tot duminică după masă, când aveam bilet de voie să ies în oraș. Eram pregătit să mă duc la o biserică din Ineu de Arad. Și acolo mergeam de obicei. Și în timp ce încălcam ținuta, întotdeauna trebuia să ai ținuta, a început alarma. Noi nu știam ce e. A venit caporalul la mine, caporalul de baterie, și mi-a spus, soldat Boșca, păi pregătește că e alarma. Eu am bine de voie să ies în oraș. Bă, tu nu știi ce e războiul. Și o căzut toate, a fost alarmă cu ieșire, s-au scos toate materialele, turnurile care erau, da, toate, era sigur făcut, știam lucrul ăsta dinainte, în pregătire, și am stat o perioadă acolo. După perioada aceasta, când a început cu adevărat Revoluția, am văzut ce se întâmplă la televizor, că trebuia să stăm seara la telejurnal, să ne uităm, să citim ziarul, ne întrebau din presă ce se întâmplă. Sigur că nu le știam noi tot ce e afară, că eram în armată, nu știam tot. Și oricum ziarele oficiale nu ajungeau la noi. Da. Nu ajungeau la noi. Erau câteva care ajungeau la noi și care trebuia să aveam un timp de presă, citit presă și așa mai departe. Am mai stat de vorbă cu maiorii care erau comandanții noștri. Chiar mi-aduc aminte cu un domn major. Am stat de vorbă și era așa, am văzut că era panicat într-un fel. Și a început să discute cu mine lucruri spirituale, în momentele alea. Fiindcă, deci ei știau probabil mai mult. Ei mai ieșau, mai intrau. Noi nu, că n-aveam cum. Ei mai știau ce se întâmplă. Noi numai ce ni se spunea înăuntru. Dar, vreau să spun, a venit Revoluția, am fost duși în Arad și eu am fost prima dată în Arad, înainte de a cădea regimul comunist. Apoi, noi am intrat din nou în unitate și plutonul nostru a trebuit să aveam pază unitatea. Și atunci nu am mai ieșit, dar am avut colegi care au chiar frați de noștri bucăiți din București, un coleg de-al meu care a murit în București, în Arad. În Arad, împușcat. Dar tot a rămas. Nu știm. Acum, cum a cine o tras, nu știm. N-am eu de unde să știu treaba asta, dar a murit împușcat. Și am adus, după ani de zile l-am auzit pe, cred că, mama lui la radio, la România Actualitatea, în perioada aia când vorbea despre ea și mi-am adus aminte că a fost chiar colegul meu, chiar colegul. Adică era coleg de baterie. Noi eram în același pluton, era de baterie, noi plutonul nostru a rămas în Aineu, în unitate, și ei ceilalți mergeau. Ei duceau și reveneau în Arad. Se trăgea noaptea, se trăgea, ziua reveneau. Noaptea, ziua plecau. La ce armați incorporat? Artilerie. Artilerie. Bun, și atunci când ați ieșit în duminica aceea, probabil că 16 au fost, sau cât probabil, 16 sau 17. Da. Ce ați făcut? Ați avut muniție de război? Nu. Muniția de război s-a primit mult mai târziu. Dar s-a primit. Da. Muniția de război s-a primit mai târziu.
Deci când a fost, când am plecat deja în Arad, înainte de căderea regimului, a fost o perioadă, până în 23-24, când am plecat atunci în Arad, atunci am primit muniție de război. Câte, nu știu, 6 cartușe fiecare soldat. Nimeni probabil nu gândea că se va ajunge aici. Probabil, noi. Dar după aia, muniția de război, cutiile de muniție erau sub paturile noastre. Până... Cum puteai, dar nu. Nimeni n-avea de gând să facă rău, cred, la nimeni în perioada aceea. Da. Da. Dar ce s-a întâmplat cu muniția? Adică, mai dat cineva socoteală? Nu a mai dat? Vezi că a murit colegul tău? La un moment dat, bine, a murit acolo. La un moment dat, la final, sigur că s-a tras, s-a dus în fiecare seară, se duceau la Arad. S-a consumat muniție, câtă, cum, nu știu. La un moment dat, s-a ridicat. Cât o rămas, s-a ridicat tot. Deci, dumneata, n-ai fost efectiv în linia întâi și nu știi că ce s-a întâmplat atunci. Deci, stăteai de pază numai. Da, eram în unitate. La unitate. Plutonul meu, asta a fost, asta i s-a încredințat, paza unității. Și dinainte de 89, deci de punctul 21 decembrie, când a căzut regimul, nu ați fost cumva instruiți să faceți scutare? Ne povestea alții că au fost instruiți, adică li se spunea, măi, chiar fratele Arsinte din biserica din Chiești, el era la munci, dar au zis, erau instruiți să nu tragă, chiar dacă vor fi ordine de tras, o să li s-au spus dinainte, nu oficial, să nu tragă un vagon. Acum, noi dacă n-am fost în Arad, am rămas în Ineu, în Ineu nu au fost probleme, nu știu, da. N-am cunoștință de... Și de ce numai noaptea așa oare ăștia? Atunci se întâmplau lucrurile demonstrate. Da. Adică demonstrații erau și peste zi, dar în perioada aia, deci știu că seara era alarmă cu ieșire și plecau mașinile spre Arad și se întorceau undeva noaptea târziu. Da. Și după aceea a venit Revoluția, a venit anul nou când se fac serbări, cred că acolo la popot, toate ce zicea ofițerul? Contra informațiile cred că au dispărut. Da, nu mai apărut. Nu mai știu nimic ce s-a întâmplat cu dânsul. Sigur că au venit, dar s-au tras cel mai mult și au murit cel mai mulți oameni și de la noi au murit după căderea regimului. După regim. Deci asta a fost. Nu știu. Sigur că pe urmă a fost al Crăciunul, anul nou, a fost un Crăciun, să n-ai așa Crăciun. Da? Aia, seama că era starea aia de război. Nu-ți permiteai, chiar dacă noi am avut un incident în unitate, dar nu în unitate. Cineva spunea că s-au auzit focuri de armă în poligonul unității. Acum, nu știm ce-a fost, dacă a fost, dacă cineva a avut așa vreo... Nu știm, dar s-au dus colegii mei, unii din colegii mei care erau, eu chiar atunci eram de servici pe holul la noi acolo, eram cazarmă. În cazarmă, dar înainte chiar pe holul, pe coridorul unde era dormitorul. Da. Sau la birourile comandanților. Da. Tot timpul aveam... Da. Stăteam de bază. Și după aceea s-a schimbat lucrurile, din anul are... Da, din anul s-a schimbat. Sigur că a mai durat o perioadă până s-au retras toate materialele din nou, tunurile și ce era. Noi aveam lansatoare de rachete. Oh. Erau buzele ale mari cu lansatoare de rachete. Și s-au retras toate din nou. Dar alea nu au fost folosite. Nu. Nu au fost folosite, numai mitraliere. S-au retras și noi ne-am retras în cazarmă. Apoi eu, imediat după, cred că în februarie deja au și plecat colegii mei, au liberat o generație și eu am fost trimis atunci, fără nicio problemă, la depozit de muniție, ca să fiu
radiotelegrafistul acolo. Încă s-a bucurat că au un pocăit și îl pot emite acolo. De ce? Era într-un sat în Alma de Arad. Pentru că vis-a-vis de unitatea militară era o pălincie. Și colegul meu dinainte, el degusta întotdeauna. Și atunci, tot timpul, no, era probleme și atunci eu zic, bă, dacă tu ești pocăit, tu du-te acolo. Și m-a trimis pe mine acolo. Am și avut încredere totuși. În septembrie am încorporat, în 21 septembrie, în 20 septembrie 90 am liberat. Cu o zi mai devreme de un an. Și dar am fost și 4 luni normal în în deja cei din mai încorporat, o eliberat la un an. Da, da, da. Deci s-a dat legea deja din, în februarie s-a liberat la un an și 4 luni, dar au prins muncile și alții au fost mai mult, dar din mai s-a dat legea deja și s-a eliberat, eliberarea a fost la un an. Și eu am prins un an. Dar când te-ai incorporat, așa ai știut, că la un an și 4 luni. Da. Bun, și a venit liberarea, bucuros ca tot soldatul, că vine liberarea și am ajuns înapoi la ce? La biserică. Cum am găsit-o? Deja a schimbat o lume? Nu. Nu? Nu. Nu. Nu era schimbat. Am mai fost de câteva ori acasă în perioada asta. Nu era schimbat. Era tot o așa cum știam. Entuziasm mai mare. Entuziasm, da, 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 da. Pe parcurs, ăsta ani de zile, acum eu am plecat, n-am stat mult, am stat din 90 până în 92, în 93 mai m-am căsătorit și am plecat definitiv, așa zic, nu definitiv, dar cu locuință. Deși mi-am făcut planul că rămân acolo și aveam casă făcută de tata, de bunicul, m-a ajutat să-mi fac casă după liberare și așa mai departe, dar am lăsat-o și am plecat. Căsătorit cu tot cu o fiică a sălajului, să zicem așa, dintr-o biserică și aia consemnătate, ales că de acolo vine fratele Bălăneanu, da. Din Brep. Da, din Brep, dar soția era din Creaca. Da, pe... E același, comuna Creaca, cu multe sate. Ați mers la seminar, la institut. Că deci ne-am căsătorit, ne-am căsătorit în 93 mai. După care am căutat loc de muncă, sigur că am venit din Cehei, n-am mai venit din Zalău, soția lucra în Zalău, și mi-am căutat loc de muncă, mi-am găsit, dar așa, lasă că vedem ceva. Și sigur că eu în 91 am dat examen la seminar la Oradea, împreună cu Daniel Chiarejan, amândoi am plecat din Cehei. El a intrat, eu nu. Și în 93 eu predicam și atunci era Nelu Buzlea, pastor la Creaca, în zona aia. De după ce m-am căsătorit, noi am făcut studii împreună, în fiecare sâmbătă ne întâlneam și studiam Biblia împreună, sigur, cu încă trei lângă noi. După care, toamna, deci după ce m-am căsătorit, din discuții cu nevastă-mea, cu fratele păstor și așa mai departe, totuși ar fi bine dacă Domnul ți-a pus pe inimă să slujești, să mai așa, să te duci. Și m-am dus la București în septembrie și am intrat. Între 24, 11 sau 10 am intrat din frații, în colegii mei. Da. Și în 93 am intrat la seminar. Da, să ne spuneți câteva amintiri de acolo, din perioada seminarului. Da, acum ales foarte bun. Puțini așa care considerați că-s mai sigur că, da, ai perioada cea mai fertilă amintiri și mai ales când ești bunic, să le spui. Da, câteva lucruri ce v-au impresionat, profesorii care v-au influențat, să zic. Deci când am ajuns la seminar, erau doi profesori de marcă atunci, fratele Talpoș, care era rectorul, și fratele Bunaciu. Fratele Bunaciu a fost un om deosebit. Într-un fel, am fost așa ca și un copil al dumnealor. De ce spun asta? Sora Bunaciu era deloc din Almașul de Arad. Și când însă a auzit că eu am făcut armata și cunoșteam rudeniile dânsei de acolo, un pic așa s-a apropiat, știi, uite, ăsta e un boșca, e cel care cunoșteam tot.
Și, și între mine și fratele Oti, după aia s-a făcut o legat, o relație frumoasă. Deci au fost cei doi, apoi fratele Oti, profesor la noi acolo, și sigur că m-au venit frații americani, care au fost la Noul Testament, la mai multe discipline. Și sigur și alți frați mai pe parcurs. Dar ăștia au fost cei de la început, care e consacrat, dacă ar putea, cei trei, fratele Talpo, fratele Bunaciu și fratele Oti. Și fratele Oti, care fratele Oti și acum slujește. Da. Deci, a fost frumos. Pentru mine a fost mai greu. M-am dus căsătorit în mai și în octombrie am început școala. A fost destul de... Mai era încă unul căsătorit, dar ăla era extern. Stătea. Eu stăteam în seminar cu colegii mei. Deci a fost greu. Dar și-a fost, din alt punct de vedere, a fost greu pentru că eu terminasem liceul în 89 și m-am dus în 93 la seminar. După 4 ani în care, na, dar până am intrat din nou în ritm, cu învățatul, cu toate celelalte, n-a fost simplu. Da, și nevasta acasă, în Zalău, că ea lucra în Zalău, n-am putut să o duc cu mine. Mai a fost mai greu că a venit Timotei la 2 ani, la 3 ani. 96 a venit Timotei, în martie. Da. Băiatul, și trebuia să fac naveta, și s-a scumpit trenul, și s-a scumpit transportul, și... Da, și... Da, era greu. Era greu. Au fost multe experiențe, și frumoase, dar mulțumesc Domnului pentru toate. Au trecut cu bine și... Și ați intrat în lucrarea Domnului? Deci am intrat în lucrarea Domnului în 97. În 30 noiembrie 97 am fost ordinat ca pastor în Ardut, județul Satu Mare, biserica din Ardut. Unde am stat 3 ani. Iar din 2000, din octombrie, am venit spre Chiuiești, unde 5 luni de zile am fost pastor misionar în cercul misionar Someș, dar am locuit în casa pastorală de la Chiuiești și apoi în mai 1991 am fost ales pastor a bisericii din Chiuiești. Da, și pe atunci până astăzi Domnul v-a ajutat prin toate să ajungeți la biruință și la această lucrare care e foarte interesantă și foarte bună. Adică clădirea bisericii e veche, făcută din piatră și acum să fac o clădire nouă. Domnul v-a ajutat. De unde a venit ideea asta de construcție, de construcție nouă? Deci în ultima perioadă, eu de când sunt Chiuiești, biserica, frații. Da. Biserica s-a renovat de două ori interiorul, de două ori exteriorul. Pentru că a fost făcută, atunci a fost cel mai bine făcută, cu materialele de acum. Deci dacă ne uităm bine și pe din afară și pe dinăuntru, deja și înăuntru era tot timpul miros și mai departe. Dar ce s-a întâmplat? După furtunile din 2017, au fost două furtuni atunci foarte puternice, când ne-au luat tabla de pe biserică, s-a încercat, s-a dus echipă să se pună din nou, tot s-a infiltrat apă. De câteva ori, acum în biserică se vede, bucăți căzute de pe tavan. Deci, nu este folie sub tablă, cum se punea se punea atunci. Și infiltra apa, se punea tavanul și cădea. În fața amvonului, chiar deasupra amvonului, e o bucată mare. Eu am înțeles că chiar o bucată a căzut în timpul unei slujbe de biserică. Nu știu exact, așa am înțeles. Dar câteva, chiar acum, în decembrie, ultima dată, după zăpezile alea care au fost, s-au infiltrat apă, au căzut iar o bucată, am trimis un frate să, l-am rugat pe un frate să repare și spune, frate Aurel, e putred tot sus. Mie mi-e și frică. Ne-am urcat sus să izolăm cu silicon, la fel. Și a fost o idee, într-una din discuțiile mele cu anumiți frați din cadrul comunității, cu care se ocupă, s-au ocupat de biserici standard, biserici capele standard, au zis, uite, hai să încercăm. Eu propun și vedem. Și a fost ideea asta. Bine, eu, adunare generală, am propus prima dată schimbarea acoperișului. Asta a fost prima opțiune.
Dar era așa doar opțiune să o facem tot. Și frații au zis, bă, decât să mai... Încă o dată, vezi cum o spăreți afară, cum o spăreți înăuntru. Decât să tot spuim peste celui, hai să o facem. Și așa a venit ideea cu votul adunării generale. Da. Votul adunării generale. Da. Și acum, dacă Domnul ajută, în 17 septembrie, echipa din America va veni în coace, e pregătită, biletele sunt luate de avion, noi trebuie să demolăm, probabil, săptămâna viitoare, lucrăm deja, am scos în mare, dinăuntru, tot ce era de sus, mai avem câteva lucruri și săptămâna viitoare probabil va fi demolată și apoi turnată fundația. Pe 17 septembrie trebuie să fie locul curat, turnată fundația, când vin frații americani să o ridicăm și cam în 10 zile, până în 26, zic ei, 27, trebuie să fie acoperită. Slavă Domnului! Domnul să fie cu noi. E foarte interesant că săptămâna asta s-ar putea să o demolați. Nu. Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, că duminică e sărbarea fiilor. Normal vin fii rătăciți care mai sunt. A, nu și... rătăciți. Biserici care sunt plecați. Fii biserici, dar au plecat de aceea. Da, au plecat. Viața i-a dus în diferite locuri. Ne bucurăm ori de câte ori se întorc. Da. Acum, no, dacă o lăsăm așa până... Nu se demolează până săptămâna viitoare. Nu că putea fi demolată, dar nu avem mașinile necesare până să dea viitoare. Da. Era o paranteză. Bun. Da. V-ați mutat din comunitatea de Oradea la comunitatea de Cluj în 2000. Așa, și de atunci ați fost activ, adică după aia imediat, activ și în cadrul comunității. Da. Deci am venit în 2000 în Chiuiești, în 2007 am fost ales în Comitetul Comunității, ca membru în Comitetul Comunității. În 2007 până în 2011 a fost primul mandat. De 2011 până în 2015, al doilea mandat. În al doilea mandat, ca și membru în Comitetul Comunității, fratele Vereș și, sigur, înțelegându-se cu frații din Comitet, m-au rugat să mă așez lângă fratele secretar, Liviu Ciofrică, și să învăț din mers, timp de 4 ani, secretariatul și toate cum să întocmesc toate lucrurile și așa mai departe. Și cei 4 ani, până în 2015, am fost un mandat, 2015, am fost lângă fratele Ciofrică, învățând tainele scrisului a secretar, procese verbale și toate lucrurile care trebuie să facă. Iar din 2015 am fost ales secretarul comunității pentru 2 mandate. Până anul trecut, în 2023. Am fost 2 mandate de secretar a comunității. În 2023 am fost propus ca și vicepreședinte cu pastorala. Am și fost ales vicepreședinte cu pastorala. Dar după ce fratele Teofil Mihoc, președintele, a fost ales secretar general al cultului, frații s-au îndreptat înspre mine ca să preiau această slujire de președinte. Sigur că a fost un vot, mi s-a încredințat din partea comitetului slujirea asta. Statutul spune că la următoarea adunare generală ești ratificat sau nu de către adunarea generală a comunității, frații din toată comunitatea. Iar în 2024 martie, frații au votat ca să slujesc mai departe ca și președinte mandatul ăsta. Ați vorbit frumos de biserica din Cerei, copilăria. Era, cum să zic, atunci așa o viteză, o acțiune. Nu erai restrâns, nu erai încorsetat de nimic. Fiind păstor, se mai restrânge cercul. Acum, când sunteți președinte, responsabilitățile sunt mai mari. Cercul se mai restrânge așa un pic, mai încorsetat de unele lucruri, dar totuși vrem să venim puțin și să vorbim așa și despre mersul cultului nostru, că acum sunteți și la un nivel. Vedeți dintr-un alt unghi, da? Și aș vrea să ne spuneți părerea dumneavoastră despre lucrarea din comunism și de acum, în
sânul comunității noastre. Pentru că ați prins-o atunci ce ați fost tânăr, ați privit din alt unghi, dar acum... Deci în comunism am fost un copil. La 17, 19 ani am văzut comunismul, eram încă... Da. Nu ceea ce am prins atunci. Acum, sigur că sunt alte vremuri. Deși noi ne-am dorit să fie altfel. Mi-aduc aminte o întâmplare. După Revoluție, înainte de a mă căsători, eram la Șimleu și veneau frații din America și frați români din toată Transilvania, se adunau pentru studii biblice cu frații americani, așa erau postate atunci, la Șimleu. Și la un moment dat, frați veniți din toate părțile, plini, noi plini de energie, cântam, ne rugam, dornici să învățăm cât mai multe lucruri. Eram ca și o sugativă, ca și o cretă care să absorbă tot, ca și un burete. La un moment dat, înainte, după o pauză, după o oră, cam așa era o pauză, și după o pauză, s-a început cu o cântare. Și fratele american, care era acolo în față, a zis, vă rog să mai cântați una. Și mai cântat una. Și a început să plângă. Și fratele Cornel Ardelean, care era păstor în Șumeu atunci, acum este în Vancouver, Canada, l-a întrebat, dar de ce plângi? Nu știu de ce plâng. Și mi-au spus toți, la toți. Mă bucur atât de mult că văd entuziasmul ăsta al vostru în închinare. Și dorința de a fi la studii, la... așa. Dar ceea ce văd că peste ani de zile lucrurile se vor schimba și asta mă doare. Că asta s-a întâmplat în America. În America nu mai putem avea astfel de... Știi ce am gândit eu atunci? Un tânăr de 19 ani, 20 de ani. Auzi, tu nu ne cunoști pe noi. Noi așa suntem, așa am fost, așa rămânem. Ei? S-au mâiat de ceva. S-au schimbat. Și am ajuns acolo. Pentru că cred că bunăstarea asta, într-un fel, ne-a depărtat un pic de toate lucrurile astea care sunt bune și care trebuiau îndrăgite. Acum, sigur că venind în generația noastră, nu-i simplu. Problemele sunt din ce în ce tot mai multe. Tot felul de lucruri care le-am preluat și care au venit pe parcurs. Mi-aduc aminte de fratele Bunaciu, că ne spunea la un moment dat, băi, de la străini numai banii și cărțile. Era o vorbă de-a dumnealui. Atunci n-am înțeles. Erau buni și banii și cărțile. Acum avem și bani și cărți. Da. Dar avem și altceva. Și altceva. Și alte lucruri ce-am care... Am copiat de la ei și am ajuns într-un fel. Și numai respectul, mă văd în respectul față de slujitorii Domnului. Atunci era altfel respectul. Acum, sigur că sunt în această slujire de președinte și vorbesc cu frați, cu slujitorii Domnului din comunitate. Mă duc în limita timpului disponibil pentru mine, biserica din Chivești a fost și rămâne prioritară. Prioritară. Da. Asta e biserica, aici unde slujesc, aici sunt păstor. Sigur că ajut și comunitatea cât se poate. N-am spus nu, nu știu dacă am spus nu până acum la cineva, dar dacă nu s-a putut, când am schimbat lucrurile așa fel cât să pot. Să ajut, să stau de vorbă, mi-am sunat colegii păstori, foarte mulți chiar și-am trecut și anul ăsta îi sunt, discut cu ei. Când ajung în anumite zone și pot să mă întâlnesc cu ei, mă duc să mă întâlnesc cu ei, să discut cu ei. Și sigur că pe asta, lipsa asta de, numai ce-a fost înainte, respectul față de slujitorii Domnului. Da. Asta e unul dintre lucruri. Acum, sigur, al doilea lucru care suntem așa, îi și din ce în ce tot mai puțin. Când eram la seminar, eram 100 de studenți în 4 ani de zile. 30, 20, 20, da. Într-un singur an erau 17. Noi eram 100 de studenți. Acum sunt din ce în ce mai puțin. Nu mai sunt oameni cu inimă pentru lucrare. Zic, e sigur că aici e problema tot financiară, până la urmă. Da. Dacă vorbim cu mulți păstori, de exemplu, în vremea comunistă, un frate păstor, nu era păstor atunci, dar s-a dus la seminar și el avea, era angajat la cooperativă din sat și avea un salar foarte bun. Și l-am întrebat, frate, dumneatale, ai fost conștient atunci că te duci la seminar și nu să ai bani? Și a zis că da.
Și el a vrut lucrul acesta, lăsând un salar bun pe vremea anilor 1950-60 și s-a dus. Parcă nu mai întâlnim entuziasmul ăla de atunci. Acum, deci în 1989 am fost 120.000. Atâta acum, statisticile de baptiști. Statistici. Statistici nu le putem noi nici, da. Nici. La ultimul au fost 80. Sigur că o cădere destul de dramatică, să spunem. Pe cine putem să dăm vina? Pe noi, pe toți. Pe noi, pe toți. Da. Pe cine să dăm vina? Deci acum, sigur, mulți sunt plecați. Dacă te duci în diaspora, cu ajutorul Domnului, în octombrie voi fi în diaspora, într-una din duminici, duminica a treia, în Spania, invitat acolo, unde se adună lucrătorii din diaspora, din toată Europa. Și sute de slujitori care se adună acolo. Da. Deci diaspora e plină de frați de-ai noștri. Deci nu vorbesc de alte culte, de frați de-ai noștri. Da. Biserici mari, sigur, și aia nu intră în recensământul ăsta. Păi sigur că nu e. Nu intră în recensământul ăsta. Acum, sigur că n-am crescut, ne-ar fi plăcut nou. Noi, ca și comunitate de Cluj, datele noastre statistice și anul trecut, mandatul trecut, când a fost fratele Teofil și la adunarea generală, noi am crescut. Acum, nu e o creștere spectaculoasă. Dar e o creștere. E o creștere. N-am scăzut. N-am scăzut ca și membri în comunitatea de Cluj. Sigur că noi ne străduim și avem și la comunitate, prin vicepreședinți și așa mai departe, dorința de a sluji, de a colabora, de a face întâlniri cu frații, cu bisericile, aveți meta și evanghelizările, nu mai este ce-a fost, și dorința, nu mai avem internet, da. Acum vrei ceva, te duci, găsești tot ce vrei, nu mai e dorința aia de părtășie cu frații. Te mulțumesc să stai acolo și acolo da. Poți bea și o cafea, poți da și un ceai, poți avea și o discuție cu cei din casă, că dacă ești la biserică trebuie să taci, să asculți. Dar acasă poți face ce dorești. O întrebare mai am, care, să zic, e mai spinosă un pic. Am pus-o și la alți frați, chiar la președinte. La președintele cultului. Cultului, da. Așa. Că-s mulți președinți. Că-s mulți președinți. Noi, da, mulți. Noi, oamenii simpli, sau credincioșii simpli, dăm vina și pe o, cum să zic, o stare de fapt din cadrul bisericilor baptiste, că sunt doi centri de putere în cultul nostru, adică unul Oradea și unul București. Noi știm că centrul de putere ar trebui să fie Domnul Iisus Hristos și când s-au înființat baptiștii în 1600, scopul lor a fost să predice Evanghelia. Revenim la frații noștri. Dumneavoastră vedeți, fratele președinte a zis că el nu vede centri de putere, ci de influență. Hai să zicem, influență dacă ăsta, dar frații de jos știți că-s mai categorici așa și cât mergi mai sus, se nuanțează sau să dă. Cum vedeți lucrul acesta? Este o stare de fapt? Numai se vorbește? Ce puteți să ne spuneți în privința aceasta? Ca cumva să fim onești și cu noi, și cu Dumnezeu, și dacă influențează... Frate Vasile, chemarea noastră e de a-L propovădui pe Domnul Iisus Hristos. Sigur că asta trebuie să fie, să aibă primul loc în viața noastră, ca și slujitori. Acum, influențe. Influențe au fost totdeauna și vor fi. Depinde de fiecare dintre noi. Ei, dacă influențele duc la progresul lucrării lui Dumnezeu, nu-i rău. Dacă nu duc la progres, atunci e rău. Dacă influențele sunt biblice, Apostolul Pavel a avut influența asupra bisericilor din vremea lui. A avut. Biserica din Ierusalim, să spun. Și nu numai. Și nu numai. În toată zona unde a fost, a avut influență. Dacă influența a fost bună și a fost biblică și a fost spirituală, trebuie să o luăm. Dacă nu,
Acum, sigur că se vorbește și așa mai departe. Eu nu vreau să intru în lucrurile astea. Eu știu una și bună, noi trebuie să slujim pe Domnul. Trebuie să privim țintă la Iisus, să slujim pe El. Întotdeauna vor fi poli de putere sau de influență, cum zici, matale, și da, dorința noastră trebuie să fie aceea de a sluji pe El. Și eu asta vreau. Și în comunitatea de Cluj aș vrea, avem fiecare dintre noi cap, avem minte, avem conștiință și dacă facem o plăie, trebuie să facem. Da, m-a spus, prima dată trebuie să fie Scriptura, Scriptura, Cuvântul Domnului, după care trebuie să ne gândim. Dacă influențele, vă spun o dată, îs biblice, spirituale, ne cheamă la ceva bine, nu putem să dăm înapoi. Ne vom duce, că nu mă duc eu, mergi dumne tale, că nu mergi dumne tale, mă duc eu. Nu toți oamenii suntem la fel. Sigur, dorința mea este una, frate, la fel. Ce-mi doresc este să fim oameni spirituali, în primul rând. Oameni devotați lui Dumnezeu. Oameni care să umblăm mai mult, să, cum zice Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Da? Asta trebuie să le căutăm. Și asta îmi doresc pentru comunitatea unde slujesc, pentru țara noastră întreagă. M-aș bucura să fie vremurile astea, vremuri în care să fie o unitate așa cum cere Domnul Iisus. Speranță o avem? Da, speranță sigur că avem. Avem și nu mare. Acum, din că ați crescut într-o biserică nu neapărat importantă, dar care au avut slujitori și ați cunoscut mai mulți slujitori, cum vi se pare slujirea lor? Cum a fost atunci și cum este acum slujirea în lucrarea Domnului? Frate, fiecare perioadă a avut punctele lor forte. Ce să spun? Bunicii noștri. Mi-aduc aminte că în biserica din Cehei, când eu eram copil, nu era nicio Biblie, frate Vasile. O primit frații o Biblie, ca mi-a dat știi mai multe, în care eu nu puteam citi. Eu am făcut școală. Dar era un bătrân în biserică, fratele Teodor, care stătea undeva la geam, care nu a avut carte, dar el a învățat să citească în Biblie. Și eu mă duceam să citesc în Biblia aia și nu puteam citi în ea. Era cu scrierea la chirilică, să numera, da? Dar dumnealui citea perfect. Și nu era Biblie. Avea fratele Bulzan, Biblie, așa aia cum era, cu făcut seminarul dumnealui, și nu era. Și frații ziceau că nu era fratele Bulzan, zicea, frate Teodor, mai citești ceva din Biblie? Și fratele se ridica la geam, deschidea Biblia și unde se deschidea? Citea acolo câteva versete. Și toată lumea plângea și frații cântau și se rugau și plecau acasă bucuroși. Și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Da. Astăzi avem predici de predici. Care de care mai interesante, mai sofisticate, mai pe nivelul nostru, mai avem internet, avem cărți, avem televizoare, avem tot ce vrem noi. Și se pare că da. Sunt tot mai puține aia care... Greutățile nu au dispărut. Alea au fost atunci. Da, 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 zic că oamenii aia, atâta. Și-au făcut ceea ce-au avut, au făcut cu credincioșie. Ei, dacă am face noi cu credincioșie ceea ce avem astăzi. Deci, spune Domnul, ce ai în mână? Am tăiat, aruncă-o. Deci, avem la îndemână lucrurile care le trăim și cu astea trebuie să slujim. Da. E singura... Acum, sigur că trebuie să avem grijă și aici, că trebuie făcut, trebuie să fie un filtru. Da. Nu putem lua chiar toate lucrurile. Trebuie, sigur, ne încadrăm cât se poate, dar nu lăsăm Scriptura da. Din mână. Mi-a plăcut discuția aceasta și ar fi mai multe să punem la... să întrebăm și să ni se răspundă, dar nu le putem toate aici. Un lucru care aș vrea să-l aduc, totuși că ține de atitudinea noastră a oamenilor simpli, unii frați păstori au pierdut demnitatea asta și prin comportamentul lor. Știu biserici unde frați, mai ales tineri, nu vorbim de frații în vârstă, frații tineri, băi, cu tare, știi? Adică nu-i fratele păstorii, măi, cu tare, știi? Și păstorul a adus chestia asta. Deci, cumva, frații mai mari noștri trebuie să
în drume sau să se ocupe și de acești tineri păstori care ies plin de entuziasm. Nu cred că de acolo merge. Eu cred că asta e din familie. Mie tata, când venea fratele păstor la noi acasă, fratele Sidea, fratele Andrei, nu l-am auzit odată să-i spună altfel decât fratele păstor. Înțelegi? Deci de o să venim la amvoane și să să spuneți la fratele păstor, când eu mă duc și tu ești ăla, eu de când îți închiuiești, mie mi-a spus păstor, păstor fratele Aurel și dumneatale, că aici ai fost înaintea mea și tot așa. Păstor, deci îi încă un respect. Sigur că mai sunt câte unul care mai scapă, dar cei mai mulți își revin. Da. Își revin, da. Sigur, și eu încerc întotdeauna să spun fratele Vasile, fratele Aurel, fratele... Din respect, primez respect, da. Acum, sigur că noi trebuie să fim altfel că generația tânără. Spuneam înainte, s-a pierdut foarte mult respectul față de slujitor și față de slujire. Și părerea mea, eu mi-am învățat copiii asta. Am încercat și am implementat în tineri, în copilul ăsta. La biserici, în studiile noastre și mai departe. Și vă spun, eu, din partea, putem ieși să sun pe unul și să vină și să vezi cum se va adresa oricare, vă zice fratele păstor, sau păstorul, sau fratele Aurel. Asta îi. N-am încercat eu să atrag atenție la unul sau la altul, ci așa a fost. Și părerea mea că asta vine și din familie. Ei, sigur că sunt generația astea mai tânere, am văzut și eu, fratele Aurel, Aurel, îl strigă, știi? Nu e cazul meu, dar mă dau pe mine, exemplu. Acum, da. Dar asta cred că totuși trebuie un pic din familiile noastre. Cred că s-a pierdut mult, mult. Nu mai avem timp de discuții cu copiii noștri, lucrurile astea, în biserică. Nu mai vorbesc de rugăciune cu familia, de cântare cu familia, de așa mai departe. Mi-aduc aminte că eram aici, eu am venit când copiii mei, Timotei avea 4 ani, Cristina avea 2 ani, am stat 2 ani în casa unde a stat Natalia și Bobo ne-a mutat aici, în apartamentul pastoral, în 2002. Și ne adunam seara cu copiii în camera lor, avem ora stabilită că ne adunam la cântare, la discuție și la rugăciune. Și după ce discutam anumite lucruri, așa, de peste zi, apoi luam, intream în celelalte, discutam o anumită situație, un pasaj, o întâmplare, copiii erau copii, 4 ani, 2 ani, 5 ani. Și apoi ne luam de mână toți 4, cu soția și cu copiii, și ne rugam. Și apoi cântam toți. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună, fii cu lanțuri ce nu pot fi rupte și copiii mei, și aduc aminte, și așa, lucruri care, da, acum, am vrea să se întâmple. Sigur că după o anumită vârstă ai vrea să faci, nu mai poți. Dacă n-ai făcut când o trebuit, treaba să mă duc să-i spun la unul de 20 de ani, nu mai zice așa. Că el așa s-a obișnuit și așa vă zice. Da. Dar cred că din familie ar fi foarte important în cei mici, așa, să fie respectul ăsta față de slujire, față de slujitori, că, frate Vasile, din păcate, tot mai puțini slujitorii și cei care vor să se implice în această lucrare. Nu că Domnul nu are. Domnul are! Da. Nu stă lucrarea Domnului în mine sau... Domnul are întotdeauna va avea oameni destoinici. Așa spune Scriptura, nu? Da. Pentru lucrarea Domnului. Frate Aurel, din calitatea dumneavoastră de părinte, tată, așa, bunic, da, și păstor, președinte al comunității baptiste, vă rog să ne spuneți așa un gând, o dorință pe care aveți, la ce lucrați, la luptele pe care le duceți și ce ați vrea să se realizeze în mandatul ăsta, în anii care vin și așa. Deci ca și un... deci ce-mi doresc? Unitatea. Unitatea. Unitatea în biserică, unitatea în comunitate. Și asta e un lucru care lasă de dorit. Deci e greu. În zilele noastre e greu. Pentru că, vezi, dumneavoastră, frate, Vasile, fiecare are gândurile lui, prioritățile lui. Deci dacă îmi doresc ceva, e asta. Și pentru asta mă lupt.
unitatea în biserică, unitatea în comunitate și toate lucrurile care le fac, demersurile care le fac în sensul ăsta. Că de foarte multe ori nu iese cum aș vrea eu, nu poate să iasă cum vreau eu. Că dacă ar fi cum vreau eu, am fi tot timpul plin și aici și peste tot. Dar... Deci lucrăm cu oameni, cu frați, nu cu roboți, să apeși numai pe buton și să se execute. Frate Aurel, vă mulțumesc pentru acest interviu și Domnul să vă binecuvinteze, să vă ajute la construcție și la coordonarea lucrării din comunitatea de Cluj, care este o comunitate destul de mare. Cea mai mare din țară. Da, cea mai mare. Ca număr de baptiști. Și ca, și ca număr de biserici, probabil. Da. Și ca extindere și ca număr de... Da. Să vă ajute Domnul și să auzim doar numai de bine. Dumnezeu aduce vremuri și toate știm că sunt după voia Lui și după planul Lui. Dar îi mulțumim Lui Dumnezeu că și în aceste vremuri, tulburii, zicem noi, dar și alții frați care au trăit în alte sisteme, în timpul istoriei, și atunci au fost tot vremuri tulburi. Tulburi că așa Dumnezeu a îngăduit ca diavolul să tulbure oamenii și să nu mai asculte de glasul Lui Dumnezeu. Dar în toate condițiile sunt oameni credincioși care ascultă de glasul Lui Dumnezeu și fac voia Lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru fratele Aurel, care este credincios și cu sârguință, cu credincioșie, își dă silința ca să facă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l ajute și să fie cu dumnealui și cu biserica de aici. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne ascultați, vă mulțumim că urmăriți programele noastre, Domnul să vă binecuvinteze.